Nu doar în propria gospodărie, Nea Puiu are foarte multe plante rare. La câțiva zeci de kilometri distanță, după ce trece granița cu județul Prahova, gospodarul nostru simpatic are un adevărat colț de rai, la Păulești. Pe o suprafață de aproximativ 3 hectare se întinde un parc natural plin de plante inedite, dar și specii cunoscute în țara noastră. De cum intrăm în parc, ne întâmpină un copac diferit, un lămâi siberian. Lămâi trifoliat, sau poncirus, cum se mai spune în latină, este un lămâi care rezistă afară. Lămâia are conținutul de 60 de ori mai mare decât vitamina, decât lămâia normal, și în interior nu are, deci are ca un fel de esență puțin mai groasă, cum este, să zicem, laptele bătut. Are niște spini foarte mari, pot ajunge până la 10 cm, iar spinul lui, prin, dacă te înțeapă sau mai știu eu ce, irită pielea sau animalul evită sau mai știu eu ce, nu este mâncat de niciun animal. În parcul natural de la Păulești, foarte importantă este și peisagistica. Aici avem un arțar pendular, care e o frumusețe, mai ales pentru copii, de exemplu, când e vara, se pitesc sub el, stau și se joacă, da, pititele, cum se spune. Nu doar copiii, și pentru adulți, și că pentru ține adulți, bine umbră. De unde vine acest arțar? Nu, sunt specii din România. Avem în față o treistie decorativă, în China se mai zice și bambus, dar e poate impropriu spus lucrul ăsta. Rezistă afară peste iarnă, primăvara intră în vegetație, e foarte frumoasă, ajunge și până la 3 metri înălțime, face și un spic destul de frumos, cum se spune, dar este decorativă în orice curte la oameni sau în parcuri. Nu cred că ar merge. Ați spus că în China îi se spune bambus, din China provine? Da, din China provine el de origine. În general, toate plantele care sunt mai deosebite provin din China. Suprafața de pământ de aproximativ 3 hectare îi aparține medicului urolog de la Spitalul din Câmpina, Nicolae Popescu. Acesta i-a dat mână liberă lui Nea Puiu să dea viață parcului. Colaborarea dintre Nea Puiu și medicul urolog a dat naștere și unui proiect nou, care nu are legătură cu pasiunea agricultorului, ci cu pasiunea medicului Nicolae Popescu. E vorba despre un spital care se construiește. E un spital care vrea să dezvolte conceptul chirurgiei de o zi. Așa este chirurgie ambulatorie după termenii francezi și one day surgery după nomenclatorul american sau englezesc. Vrea să se adreseze patologiei chirurgicale care poate fi rezolvată prin metodele astea moderne, endoscopice și care au o evoluție rapidă spre vindecare. Pasionat de plante, ca și Nea Puiu, este și medicul urolog, însă se declară doar un admirator al frumosului. Nea Puiu nu se bagă în discuțiile despre spital, ci rămâne printre plantele sale. Alea preferată în cadrul parcului este cea cu brazi, unde dezminte toate superstițiile despre plantarea acestui conifer, care ar atrage răul. Nea Puiu a plantat peste 1400 de brazi și este mândru de acest lucru. Am reușit din brad normal să fac niște brazi deosebiți prin modelare. Ce însemnează? Deci s-a adus anumite tăieri care au anumite forme care sunt spectaculoase. O plimbare mai lungă prin parcul de la Păulești vom face în cadrul emisiunii Ferma și Ogorul, duminică, începând cu ora 14:30, doar la MDI TV.